Acesta este al doilea compartiment al masculilor de bord din lotul campionului român, da? Domnul Stroie Florin Alin. Spuneți-ne, vă rugăm, cum îi motivați de regulă porumbei din lotul de zbor? De fiecare dată le aduceți femelele aici? Le dați femelele la boxă? A, nu chiar. Nu? Nu chiar, nu. La început de sezon, doar castronul, da, în primele 4, 5, 5, 6 etape, iar după aceea le arăci femelele. Da. Da, și în momentul când femelele tașează acolo peste mascul și masculul cheamă, îi îmbar pe amândoi. Da. Asta e motivația, e destul de simplu. Îi lăsați să calce? Da, uneori da. Uneori da, nu? Am încercat și etape care s-au călcat și în mod special femelele au venit foarte bine când au fost călcate. Da. Da. Grătare, totul frumos, funcțional. Da, da. Hrană bună, inclusiv mineral, am văzut la noastră aici. Da, da. Păi tot ce le trebuie pentru. Da. Am înțeles că foarte mare parte din venitul noastră îl cheltuiți pe întreținerea lor, nu? Da, vă dați seama. Îmi sunt foarte dragi și trebuie să-i întrețin ca atare. Se și vede după cum arată că sunt... Da, mulțumesc. Se prezintă foarte bine, da. Bine, da. Din punct de vedere fizic. Da. Felicitări! Mulțumesc!